Retrospectiva Radon by Sorina Ambruș. Bună dimineața! Dacă s-a remarcat prin ceva săptămâna asta, a patimilor a fost numărul ridicat de evenimente rutiere, mai mult sau mai puțin spectaculoase, din fericire, fără pierderi de vieți omenești. Mai mereu, în preajma sărbătorilor, suntem mai grăbiți, mai stresați, mai obosiți. Alergăm din stânga în dreapta pentru a rezolva pe ultima sută de metri chestiuni care ar mai suporta amânare. La fel cum ne dăm de ceasul morții pentru a pune pe masa de sărbătoare, de obicei, mult mai mult decât am avea nevoie. După care ne plângem că nu avem bani, că suntem epuizați fizic și psihic și strângem cureaua până la următorul dezmăț culinar, că așa înțelegem noi Paștile, Crăciunul sau ce-o mai fi. Un alt fel de rond a făcut primarul Călin Bibarț, la Trei Insule, cu o veste în sfârșit bună pentru insulari. După ani de zile de probleme cu accesul în zona Trei Insule, după o licitație ratată din cauza subaprecierii valorii investiției, a fost stabilit câștigătorul licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construcție aferente obiectivului amenajare pod pietonal acces Insula Mureș. Contractul, în valoare de aproape 13 milioane de lei, a fost adjudecat de Technotomus, aceeași companie care a realizat și pasarela ce face legătura între centrul Aradului și ștrandul Neptun. Potrivit primăriei, câștigătorii licitației vor avea la dispoziție 4 luni pentru a finaliza proiectul tehnic și 16 luni pentru execuția lucrărilor. Lungimea pasarelei este estimată la 100 de metri, iar lățimea este de 3,50 m. Din punct de vedere al infrastructurii, se are în vedere și amenajarea zonei pietonale adiacente accesului pe pasarele, atât pe insula Mureș, cât și la capătul celălalt al acesteia. Eșecul săptămânii îl trecem în contul CTP Arad, care a cam dat kicks cu implementarea în bune condiții a sistemului de ticketing electronic. Unele dintre aparate funcționează, altele nu prea. Treptat, vechile sisteme au fost eliminate. Biletele care puteau fi folosite oricând au fost excluse începând cu 15 ianuarie, iar POS-urile din tramvaie și autobuze și codurile QR care puteau fi cumpărate prin aplicația 24Pay au dispărut și ele din februarie. Iar în locul lor, călătorii se confruntă aproape fiecare zi cu erori ale noilor aparate sau ale aplicației online care ar fi trebuit să le facă viața mai ușoară. De multe ori, automatele din stație îți iau banii, dar nu ți eliberează și biletul, iar alte ori, acestea nu sunt funcționale pentru că își fac update. Nu mai vorbim de problemele cu care se confruntă oamenii veniți de la țară, dar și arădenii mai puțin familiarizați cu tehnica. În fine, poate era mai bine ca CTP să aștepte să funcționeze fără probleme noul sistem și doar după aceea să scoată aplicația cealaltă, biletele vechi și aparatele de plătit cu cardul. Dar pe noi ne caracterizează optimismul, nebazat pe nimic, fapt pe care îl demonstrează și știrea următoare. Odată cu prezentarea principalelor coordonate ale Planului Urbanistic General al municipiului Arad, am aflat de intenția construirii unui nou spital județean, la ieșire din Arad spre Vladimirescu. Cu aceeași ocazie, ne-a fost prezentat un alt obiectiv aflat pe lista de intenții a primăriei, un campus universitar. Acesta va deservi un număr mare de studenți, potrivit prezentării făcute de primărie. Campusul universitar va fi dotat cu camere și apartamente pentru studenți și profesori, săli de lectură și conferințe, săli multifuncționale, săli de fitness, terenuri de sport, parcuri și zone verzi, centru medical, biblioteci, sală de mese echipată cu bucătărie, mini-marketuri și chiar și un food court. Dar să cităm din primarul Călin Bibarț. Campusul universitar despre care se discută, unde să-l pui și care zonă să le mai ridici, una din propuneri, pot să mai fie și altele, ar fi din Sân Nicolau și Arad, zona dinspre Hadă, pe acolo. Zona va fi oricum accesibilizată cu încă un pod, acea mică legătură de la inelul interior, plus calea ferată care urmează să fie reconfigurată și este proiect în aprobare la SNCFR, care de asemenea prevede un pod pe acolo. Și atunci mai facem un pol universitar în această zonă și am ridicat mult și respectiva zonă, a explicat primarul Călin Bibarț, care a insistat pe faptul că nu e ceva definitiv, sunt doar propuneri. Dar să trecem la lucruri mai interesante, cum ar fi banii. 599 de denari romani republicani au fost descoperiți la Sebiș de către un deținător autorizat al unui detector de metale. Analiza primară efectuată asupra acestora oferă pentru moment următoarele informații. Descoperirea este de tip tezaur monetar compus din 599 de denari romani republicani din argint, uneori în aliaj cu cantități variabile de metale inferioare. Modelele, prezentând grade diferite de uzură, au fost emise de-a lungul mai multor decenii, începând cu a doua jumătate a secolului al doilea înainte de Hristos până către ultimul sfert al secolului 1 înainte de Hristos. Și trecem la o altă știre interesantă, care nu spune însă mare lucru. Omul de afaceri arădean Ioan Crișan, care a fost ucis în dimineața zilei de 29 mai 2021, ar fi fost executat de criminali sârbi, susțin cei de la gândul.ro, citați de Aradon.
Anchetatorii români au stabilit că atacul cu bombă de la Arad, de acum aproape 2 ani, a fost comis de o echipă de asasini de origine sârbă, cu pregătire militară. La aceste concluzii s-ar fi ajuns după testele de laborator făcute asupra resturilor dispozitivului exploziv, după analizarea modului de operare, dar și prin exploatarea altor mijloace de probă. Informațiile referitoare la execuția omului de afaceri, Ardean, se scurg în continuare foarte greu din dosarul instrumentat de către parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fie pentru că documentele sunt ținute la secret, fie pentru faptul că, efectiv, informațiile adunate până în prezent sunt foarte puține. Prin urmare, la 2 ani de la producerea incidentului, ancheta bate pasul pe loc, iar anchetatorii nu au nici măcar un suspect, nici în ceea ce privește identitatea criminalilor, nici în ceea ce privește identitatea persoanei sau persoanelor care au comandat crima. Deși nu am intenționat să vă enervez înainte de Sfintele Sărbători, pe Aradon puteți citi în detaliu despre salariile culturii arădene în 2023, unde s-au înregistrat creșteri de până la 57% pentru salariul unui manager. Indemnizațiile managerilor au crescut în majoritatea cazurilor. Cea mai considerabilă creștere salarială a fost pentru conducerea Centrului Municipal de Cultură. Vă spun doar câteva cifre. Cu salariul managerilor vă las să vă documentați singuri de pe site-ul nostru. Cel mai mic salariu în 2023 l-are supraveghetorul angajat la Muzeul Preparandiei, 4.300 de lei. În 2022, cel mai mic salariu avea un muncitor calificat de la Cinema Arta, 3.500 de lei. La polul opus se află, conform situației din martie 2023, un consilier, care are salariul de bază de 8.600 de lei. În 2022, cel mai mare salariu îl avea un auditor, 6.500 de lei. În săptămâna patimilor, nu putem să-i lăsăm nepomeniți pe politicienii și aleșii locali. Consilierul USR, Dorian Curcanu, vorbește despre acordarea sumei de 250 de euro pentru tinerii din familii defavorizate, cu care să-și achiziționeze un calculator. Călin Bibar se laudă că poate mânca oricât și oricând. Dumnezeu și genetica m-au ajutat. Nu e un merit al meu. Nu fac economie la acest capitol. Sunt suficient de slim, astfel încât să nu am probleme să mănânc și seara, și dimineața, și la prânz, zice primarul. De paș preferă șuncă cu ouă fierte, că suntem în partea asta de țară, mai spune el. La bucătărie se va ocupa, ca de obicei, de zarzavaturi, de la cules până la tocat. Să fie primit, am zice. Parlamentarul arădean Adrian Viner subliniază că reforma propusă de guvernul PNL-PSD nu elimină nicio pensie specială. Iustin Cionca, președintele CJA, nu s-a lăudat cu mare lucru săptămâna aceasta, obosit fiind probabil de turul de forță pe care l-a făcut în weekend alături de părintele Constantin Necula. Viceprimarul Lazar Faur a ieșit la măsurat bulevardul, nu chiar așa degeaba, ci în vederea găsirii cele mai bune soluții pentru pavajul ce va să vină. În weekendul de sărbătoare vă propunem în continuare Târgul de Paști din Parcul Eminescu. De asemenea, în perioada 15-17 aprilie, în Parcul Central din Gai, va fi organizat un târg caritabil. Cei mici se vor putea distra în compania personajelor de desene animate, pe toboganele gonflabile sau participând la tot felul de activități creative. Luni, pe 17 aprilie, a doua zi de Paști, va fi organizat un spectacol ce o are invitată specială pe Veta Biriș. Alături de binecunoscuta cântăreață vor mai urca pe scenă și Cornel Borza, Claudia și Florin Ionaș Generalul, formația Claudiu Jula, Ducu Cărăneanț, Vanessa Jarja, Oana Florina Stana, Intercity Band, Liviu Păcurar, Monza Band din Serbia, Epicenter și AMA. Zilnic se vor putea cumpăra cupoane la tombola caritabilă, iar fondurile strânse din vânzarea cupoanelor vor fi folosite de Asociația Gai Cartierul Nostru pentru a construi un parc și un loc de joacă în apropierea Mănăstirii Gai. Pe 17 aprilie se va face și extragerea câștigătorilor. Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge sâmbătă seara la Arad. Doi reprezentanți ai Arhiepiscopiei Aradului, părintele Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, și părintele diacon Bogdan Gheorghe Noghiu, inspector în cadrul sectorului social, se vor deplasa sâmbătă seara la aeroportul internațional Otopen pentru a prelua Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim. Vor fi așteptați pe aeroportul internațional din Arad de către preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, autorități județene și locale, reprezentanții ai centrului eparhial și ai celor patru protopopiate. Sunt Sorina Ambru și aceasta a fost retrospectiva săptămânii. Să aveți sărbători binecuvântate! Retrospectiva Aradon by Sorina Ambruș.